Saltele Fratelor și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas Multiplayer. Bă, astăzi facem niște pizza boy. Suntem pe Rubine Free. Tot cu acele moduri. Avem level 1, imediat facem level 2. Și am intrat la acest job și mi-a plăcut foarte mult. Las că vedeți acum. De aici, bine, am făcut amintea cursă și de aceea am venit de acolo, dar voi când veniți la acest job, scrieți oricare aici, primiți ceva, vă încărcați cu pizza și vă arată un checkpoint. Ok, mergeți la acel checkpoint. Bine, acum merge cam greu motocicleta asta mea. Mergeți la checkpoint-ul care va apare pe mapă. Cu cât este mai departe cu checkpoint-ul, cu atât primiți mai mult bani, așa cred eu. Ok. Ia uite băieții cu Infernus, cu mașini șmechere. Ok, băi, am level 1 momentan, să scriem test slash ID boss. ID boss level 1, ping 406 FPS-uri, 43. Acum mergi aici, mergi, te dai jos de pe motocicletă, apeși Y, ăsta ia pizza dorită de acești oameni, ajungi în checkpoint și primești bani. Eu la prima am primit parcă 11k și ceva, al doilea am primit 11k și ceva, aici am primit 17k, aproape 18k. Bă, e bine, și acum trebuie să mergi din nou să zei altă pizza. Nu știu dacă se poate lua mai multe pizze odată, dar nu știu, nu ai un cooldown sau ceva de genul to slash hard. Să scriem și HCDM HEALT. Bă, o să-l dau cu green. Ok, HUD. Armor Text Display FPS. Payday Level Skill Disable. Ok. Acum putem ajunge merge la drum. M-a enervat chestia aia din dreapta albastră și de aceea am vrut să dacă pot să o scot și am putut. Nu trebuie așa ceva. Chestia albastră e bună dacă nu ai niciun mod pe, dacă ai un mod pe, nu știu, pe mod pe cu asta, eu nu văd nimic ce se scrie acolo, deci nu prea are rost. Prima dată când am intrat, când am văzut așa, am crezut că pot să dau level up, dar din păcate inserem și un start respect points 4 din 3. Păi eu pot să dau slash buy level, înseamnă că nu minția aia, probabil că n-am. Pentru a avansa în level, trebuie să ai o adresă de mail validă setată pe cont. Cum adică slash emails email set email. Nu aveți gradul slash e cum îmi setez o adresă de e-mail. Mai am un cont tot pe acea adresă de e-mail cum ar veni și probabil că de aceea mi se, probabil că de ce am scris asta. Că încă nu mi-a răspuns nimeni, nu știu ce ascund. Băieți, și dacă este cineva conectat pe server al meu sau ceva. Băieții fac pizza. Destul, acces profilul penal pentru a-ți autentifica datele personale. Joc și apasă pe butonul roșu din dreapta textul e-mail. Apoi introdu adresa de datorită în dialog afișată. Ok. Și să o confirm, acceptăm linkul din e-mailul primit ulterior. Ok. Deci trebuie să merg pe panel pentru a da asta, să dau level up, să
Să-mi introduc eu mai lușii, să le arăt că cum ar fi emailul meu valid, nu știu de ce nu este valid, probabil pentru că mai am un cont cu același email, tot aici, uite, un Sparrow, tot pe acel, bă, stai că am uitat să iau pizza, tot cu acel email, Y, ai, gata, am crezut o clipă că mi se blocă contul, nu știu, pe Ruby, până acum nu mi se blocă deloc, pe OCTimes mi se blocă automat. Deși pe Rubine Free sunt mult mai mulți oameni conectați, sunt aproape 1000 de player la ora 1 și ceva, nu știu eu, bine este și sâmbătă, prostul mă aruncă. Ok. Este și sâmbătă, dar și de dimineață când intra eu de-mi schimba Windows-ul, era cam pe la ora 9 maxim când îmi termină de instalat Windows-ul și eu sunt cam prost. Era cam 9-10 când mi-am schimbat de Windows-ul și am apucat să-mi instalez Xampu și am pus Rubine Free ca server, primul am pus Rubine Free și erau 900 și ceva de playeri și după aceea mi-am pus OG Times pe care am ceva mai multe lucruri și pe OG Times s-au pus săi, adică nu au pus săi că nu-i serverul meu, erau aproximativ 200 și ceva, 200 și ceva de player, mai mult nu erau, știu sigur că 200 și ceva, aproape 300. Și pe celălalt, pe Ruby erau deja 900, deci este o diferență foarte mare. Ruby nefriu mi se pare și foarte bun când o să dau level up, probabil o să filmez un episod când merg și pe Ciliat să-mi iau spinul, să dau spin sau cam așa. Roll spin, nu știu ce poți să dai, dar știu că la level up o să dai ceva de genul spin sau roll. Păi e bine că nu mi se blocă, eu mă uit la FPS-uri, când mi se blochează FPS-urile înseamnă că, când mi se blochează FPS-urile înseamnă că, nu mai am, nu mai sunt multiplayer, sunt offline cum ar veni, mi s-a blocat. Pe cam tot acest episod, fraților, nu știu cât am filmat, știu că am filmat ceva, sper să nu fi filmat foarte, foarte mult. Cam atât cu acest episod. Până data viitoare, noi ne revedem cu bine. Pa, pa!